Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Adrian și în clipul de astăzi o să vorbim despre noua funcție adăugată în aplicația oficială YouTube. Dacă aveți activate update-urile sau ați făcut update-ul la ultima versiune de YouTube, o să observați că atunci când deschideți YouTube, dacă sunteți logați cu contul vostru și vă duceți în dreapta aici pe avatarul vostru, o să vedem funcția activează incognito, da? Ce face această funcție? Înainte să o activăm, dacă ne uităm în tabula casă, observăm că aici o să avem tot timpul clipuri sugerate în funcție de ce ne-am uitat noi în trecut, da? YouTube analizează ce clipuri ne interesează, se uită în istoricul nostru la ce clipuri ne-am uitat și ne recomandă tot felul de clipuri, da? Ei bine, când navigăm în incognito, clipurile sugerate nu vor mai fi afișate pe baza intereselor. La ce ne este util acest incognito mod? Să zicem că, nu știu, poate ascultăm manele și nu vrem ca prietenii să știe sau nu vrem ca familia să știe. Poate urmărim pe cineva, un vlogger sau un YouTuber, pe ascuns și nu vrem ca prietenii noștri să știe că îl urmărim pe acel individ sau pe acea persoană. Ei bine, cu incognito nu se mai păstrează istoricul și sunt foarte mici șanse ca atunci când navigați, adică nu foarte, sunt șanse zero ca atunci când navigați cu contul vostru să fie afișate clipuri sugerate din ce v-ați uitat în trecut cu modul incognito, da? Dacă mergem și activăm incognito, ne spune și aici, activitățile tale în timpul acestei sesiuni vor fi șterse și vei reveni la contul folosit ultima dată atunci când dezactivezi modul incognito sau nu ai activitate. Activitățile tale pot fi vizibile pentru angajator, școală sau furnizorul de servicii de internet. Practic, ce facem în modul incognito nu rămâne în contul nostru. Nu rămâne ca loguri, nu rămâne ca istoric, deci dacă ne uităm la un clip, nu o să-l găsim în istoric, nu putem adăuga în playlist și așa mai departe, căci navigăm ca și cum n-am fi logați, da? Și v-am zis când este util, atunci când probabil vreți să ascultați manele și nu vreți ca prietenii să știe, nu vreți ca acestea, ca melodii cu manele să fie sugerate în tabula casă, în contul vostru. La fel, dacă urmăriți un YouTuber care e mai controversat așa și nu vreți ca prietenii să știe că îl urmăriți, navigați modul incognito și istoricul sau faptul că l-ați urmărit nu o să apară în acasă sau în abonamente sau știu eu în istoricul căutărilor voastre, da? Practic, acest mod incognito este la fel ca și atunci când ați naviga cu browserul Chrome în modul incognito, da? Cu browserul navighezi pe site-uri probabil dubioase sau pe site-uri mai exotice, să zicem așa, și folosești incognito atunci când nu vrei ca familia sau cei cu care împarți device-ul să știe că ai căutat pe web sau că ai accesat anumite site-uri. La fel se aplică și aici. Ca să ieși din modul incognito, dai aici în dreapta pe acest omuleț cu ochelari și cu șapcă sau pălărie, atingem și o să ieșim din modul incognito, dezactivează incognito și astfel am ieșit din modul incognito și am revenit la contul nostru oficial, să zicem așa, sau contul nostru de bază principal. Cam asta ar fi cu modul incognito pe YouTube. Probabil mulți dintre voi nu știați de treaba asta. Știu că mulți nu verifică setările după ce fac update-urile unei aplicații. Cam asta a fost cu clipul de astăzi. Nu uitați să dați un share dacă v-a plăcut, să dați un like, mă ajută foarte mult. Dacă vreți să primiți notificări atunci când postez un nou clip, nu uitați să dați click pe clopoțelul din dreapta butonului roșu Abonează-te și dacă vreți să rămâneți la curent cu noile clipuri, să dați click și pe butonul roșu Abonează-te. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Adrian, v-am fost pe canalul meu de YouTube. La revedere!